Fiți binecuvântați de Domnul, dragi iubitori ai Cuvântului lui Dumnezeu. Astăzi, prin Harul lui Dumnezeu, am ajuns în data de 12 iunie și Cuvântul lui Dumnezeu pentru noi este a sta înaintea lui Dumnezeu și a încerca să ne împărtășim din sfaturile binecuvântate care se găsesc pe paginile Scripturii. Cuvântul Domnului spune că cine cugetă la Cuvântul lui Dumnezeu găsește fericirea și cine se încrede în Domnul este fericit. Ori de câte ori mi-am propus ca să îmi pun timp deoparte, ca să cheltuiesc din timpul meu pentru a privi în Scripturi, este adevărată binecuvântare pentru noi și întotdeauna Dumnezeu ne va răsplăti cu un câștig duhovnicesc pe fiecare din noi. Primul text care este propus astăzi este din 1 Împărați, capitolul 9, capitolul 10. M-am oprit la un singur verset, versetul 3, în care Dumnezeu îi răspunde lui Solomon și îi spune: îți ascult rugăciunea și cererea pe care ai făcut-o, sfințesc casa aceasta pe care ai zidit-o, ca să pui în ea pentru totdeauna numele meu și ochii mei și inima mea vor fi acolo pe vecie. În capitolul 8, când Solomon se roagă și aduce înaintea lui Dumnezeu întreaga această națiune, el a cerut ca ochii lui Dumnezeu să privească spre locul acela unde va fi așezat numele Domnului. Aici este ceva de o frumusețe aparte și Dumnezeu vine cu ceva în plus și spune: ochii mei și inima mea, mă voi atașa, va fi o legătură de dragoste între mine și această națiune și între mine și tine ca și împărat, condiționat de ascultare. Dacă vei umbla înaintea mea cum a umblat tatăl tău David, cu inimă curată, cu neprihănire, făcând ce ți-am poruncit, și dacă vei păzi legile și poruncile mele, dacă nu vă veți abate de la mine căzând în idolatrie. Învăț de aici că toate binecuvântările și făgăduințele pe care Dumnezeu ni le dă sunt condiționate de ascultare și de rămânere în cuvântul binecuvântat a lui Dumnezeu. Din păcate, poporul Israel s-a descalificat în mod lamentabil și Ezechia în psalmul, sau în al doilea text care a fost propus în psalmul 130, se va ruga venind înaintea lui Dumnezeu cu speranță că nu dă cu nădejde, că la tine, spunea el, este iertare ca să fii de te unt. Dacă ne uităm în istorie, atunci când prin Dumnezeu l-a folosit pe Ezechia ca să aducă o trezire, el spune așa: părinții noștri au păcătuit, au făcut ce este rău înaintea Domnului, Dumnezeului nostru, l-au părăsit și au bătut privire de la cortul Domnului și au întors spatele și au ajuns într-o stare extraordinar de tristă, idolatrie, apostazie, corupție, o prăbușire spirituală. Dar Ezechia a fost omul lui Dumnezeu, care Dumnezeu l-a folosit ca să producă o trezire în sânul națiunii lui Israel, separând lucrurile acestea sau într-un proces de sfințire pentru a aduce o închinare frumoasă și plăcută înaintea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu l-a ascultat și cel puțin pentru un moment Dumnezeu a privit din nou în sânul acestei națiuni și a făcut legământ cu Domnul, au sărbătorit Paștele și Dumnezeu a fost din nou la locul de cinste așezat în casa lui Dumnezeu. Ce învăț de aici? Sau ce aș putea să iau pentru noi? Sau pentru tine, iubit cititor? Căci casa lui Dumnezeu, spune Apostolul Pavel, suntem fiecare din noi, dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită și nădejdea cu care noi ne lăudăm. Al treia text este din Cartea Proverbelor, din capitolul 17. Și acolo cuvântul Domnului spune și tot în aceeași idee m-aș duce, de separare, ca să fim binecuvântați de Domnul, ca să fim sub ochii Lui și inima Lui să fie aproape de noi. În fiecare zi acest proces al sfințirii trebuie să ne-l ducem până la capăt. Dumnezeu sigur îngăduie în viața noastră anumite momente de încercare, pentru că tocmai noi de bunăvoie nu vrem să separăm zgura din aurul vieții noastre. Și atunci Dumnezeu îngăduie să fim puși în tigaie. Și cuvântul Domnului spune: tigaia lămurește argintul și cuptorul lămurește aurul, dar cel care încearcă inimile este Dumnezeu. Și Dumnezeu când ne pune în încercare, când ne pune în tigaie, toată zgura, toate impuritățile ies la suprafață până Iisus Hristos se va oglindi, așa cum spune Apostolul Pavel, în noi. Există
o ilustrație luată de fapt din practica bijutierilor, și când curățeau argintul de impurități, atunci ei știau că este curat argintul din vasul acela în care el a pus deasupra focului, și luau, îl ținea deasupra focului și mereu dădeau impuritățile la o parte. Și argintarul spunea, atunci este curat argintul, și numai argint sau aur, când se vede chipul argintarului, când se uită în el, se oglindește ca și într-o oglindă. Scumpii mei, așa face Dumnezeu cu noi. Adeseori ne pune în tigaie ca să dea toate impuritățile la o parte și chipul lui să se vadă în noi. Sigur că procesul acesta este un proces dureros, dar este un proces în care ne cunoaște mai mult, îl cunoaște mai mult pe Dumnezeu și dobândim, dragii mei, aurul acela care este atât de dorit în viețile noastre la fiecare. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. Amin.